Sala John C. Hardy a fost în mare sărbătoare sâmbătă de dimineața până peste prânz, când în fața unui public numeros a desfășurat Cupa Fotbalistică Sfântul Nicolae pentru copii de 7 ani. Organizatorul Clubul Sportiv Municipal Dunărea, care în acest fel a reușit să bucure câteva zeci de copii, pentru care Moș Nicolae a venit cu cadouri ceva mai devreme. Cu ocazia sărbătorii care se apropie, Moș Nicolae, am organizat un turneu pentru copii în vârstă de 7 ani. Este dedicat lor. Un turneu de fotbal la care am invitat echipe din orașul Giurgiu. Am primit vizita și a două cluburi din București, două școli de fotbal. Obiectivul și ceea ce urmărim noi este de a face o bucurie copiilor din orașul nostru, de a le oferi plăcerea de a juca fotbal, de a primi niște cadouri cu ocazia lui Moș Nicolae. Le-am promis celor care sunt convins că vor primi cadouri frumoase. Deci e o competiție în care îmbină sportul, mișcarea, cu plăcerea, bucuria. Câștigătoarea Cupei Moș Nicolae a fost echipa Sport Team Giurgiu, antrenată de Puiu Adonis. Competiția a fost destinată categoriei de vârstă 2008 și, așa cum declarau organizatorii, a avut ca scop promovarea fotbalului în rândul copiilor și prezentarea activității desfășurate de micii fotbaliști.